Dezamăgiți că nu am reușit să vizităm peștera urșilor, luna aceea fiind închis, ne-am bucurat că aveam să vedem peștera sau ghețarul de la Scărișoara, din localitatea Gârda de Sus, județul Alba. Peisajul până la ghețarul de la Scărișoara este de vis și nu ține cont de agitația pe care o aveam în suflet. Natura își urmează cursul și ne-am bucurat că ne-a primit cu brațele deschise. Trecând prin Parcul Național Apuseni și mergând cam un sfert de oră pe jos, până la ghețarul Scărișoara, am admirat natura, căpițele de fân, am respirat aerul curat și am vrut să ne delectăm și cu niște plăcinte moțești, dar n-am avut noroc. Ghețarul de la Scărișoara este cel mai mare ghețar subteran din România și vă recomandăm să nu-l ratați dacă aveți drum prin Munții Apuseni. El face parte din sistemul karstic Ocoale Ghețar Dobrești. Peștera ce conține ghețarul de la Scărișoara adăpostește al doilea cel mai mare ghețar subteran din sud-estul Europei. Peștera se găsește la o altitudine de 1165 de metri, la marginea platoului karstic Scărișoara. Lungimea totală a peșterii este de 720 de metri, ea având o adâncime de 105 metri. Accesul se face printr-un aven de 48 de metri adâncime și 60 de metri în diametru. Avenul este o cavitate naturală formată în special pe verticală, pe roci solubile, ce are pereți abrupți, iar adâncimea este mare în raport cu lățimea. Nu aveți de ce să vă faceți griji. Această porțiune coboară printr-o amenajare pe scări metalice, iar accesul este facil
și are o dificultate oarecum medie. La baza avenului se găsește poarta propriu-zisă a peșterii, care permite accesul în sala mare, continuată spre nord-vest cu sala biserică, principala atracție turistică a peșterii. Pe laturile nordică și sudică ale sălii mari se deschid două zone profunde, rezervația mare și rezervația mică, parțial lipsite de gheață și bogat ornamentate cu concrețiuni de calcit. Blocul de gheață are un volum de 70.000 de metri cubi și o grosime medie de 16 metri, o vechime de 3.500 de ani la bază. Se găsește cantonat în sala mare formând planșeul acestei săli, de unde se prelungește sub forma unor limbi de gheață în rezervația mare, biserica și rezervația mică. În aceste trei săli, la o oarecare distanță de blocul de gheață se dezvoltă stalagmite de gheață, cu dimensiuni variabile, de la câțiva centimetri la peste 10 metri.
temperatura medie a aerului variază între minus 14 și 5 grade Celsius, media fiind de aproximativ minus 2 grade Celsius. De aceea vă recomandăm să vă îmbrăcați și încălțați adecvat, ca pentru o plimbare pe munte atunci când vizitați ghețarul de la Scărișoara. Fauna cavernicolă este săracă. Cel mai reprezentativ element este coleopterul Pholaeum cnirski glaciale, dar mai întâlnim și câteva specii de păianjeni, colembole și lilieci. Prima atestare scrisă a existenței ghețarului de la Scărișoara o găsim într-un document semnat de împărăteasa Maria Tereza, prin care aceasta autoriza ocolul silvic din comuna Scărișoara să taie lemne pentru repararea scărilor de acces la ghețar. Primele cercetări științifice au fost făcute de reputatul speleolog Emil Racoviță, întemeietorul științei biospeologiei și fondatorul Institutului de Speleologie de la Cluj, primul institut speleologic din lume. Între anii 1921 și 1923, acesta a vizitat peștera Ghețarul de la Scărișoara de 5 ori. Constatările și ipotezele lui au fost publicate într-o lucrare în anul 1927. Prin conștientizarea autorităților că peștera Scărișoara prezintă un interes științific deosebit, a obținut punerea sub protecția ghețarului în anul 1933. Această cavitate este primul obiectiv speleologic din România, monument al naturii. Următoarele etape a studierii peșterii s-au desfășurat între anii 1963-1968 și 1982-1992. Nu putem vorbi despre ghețarul de la Scărișoara fără să pomenim de profesorul dr. Iosif Wichmann, reputat speleolog, om de știință, explorator și discipol al savantului de renume mondial Emil Racoviță. Profesorul dr. Iosif Wichmann, 1925-2016, a cercetat ghețarul de la Scărișoara și karstul românesc. A făcut descoperiri esențiale, printre care se numără picurul permanent din peștera Pojar, urma omului de vârtop, veche de 62.000 de ani și stalactitele termoindicatoare din gheață, premieră în știința speleologiei. Vă recomandăm să vizitați și peștera Poarta lui Ionele, dar și ghețarul Vărop, ce a avut ca prim vizitator un om de Neandertal, a cărui urmă poate fi văzută la Institutul de Speleologie din Cluj.
Vă așteptăm impresiile, comentariile legate de acest loc magnific din Munții Apuseni. Dacă v-a plăcut acest filmuleț, nu uitați să ne dați un like și să vă abonați la canalul nostru pentru a vedea noile noastre aventuri prin locurile de poveste din România. Vă mulțumim pentru vizionare!